Valul de căldură extremă care a lovit emisfera nordică urmează să se intensifice. Asta a anunțat Organizația Meteorologică Mondială. Grecia se luptă cu mai multe incendii ce au izbucnit aproape de capitală. Mai exact în nord-vestul Atenei. Un purtător de cuvânt al poliției a spus că mai multe drumuri din apropierea incendiilor au fost închise pentru a permite accesul mai rapid al serviciilor de urgență. Flăcările au forțat mii de turiști să fugă din stațiune de pe litoral, iar autostrăzile și casele de vacanță sunt închise. În Atena e destul de grav. Spre exemplu, ieri în Atena, pe Acropola, erau 68 de grade. Grecii au decis să închidă toate siturile arheologice între orele 11 și 17. În centrul și sudul Greciei, până la sfârșitul săptămânii, sunt așteptate între 45 și 50 de grade. Dar canicula face ravagii și în alte țări din Europa. În nordul Spaniei, de exemplu, marți s-au înregistrat peste 47 de grade Celsius. The sun's up, blazing sun, temperatures are rising. When I got up this morning at about 6:30, it was 27 degrees. It was 30 degrees when I went to bed at night. So really high temperatures at night. In northern Spain yesterday, there was a temperature of 47.1 degrees Celsius recorded. So really hot temperatures here in Spain, in Italy. And that hot weather that you described just now is going to be moving across southern Europe and into Greece over the course of this week. So really very, very high temperatures here. Pompierii români aflați în Grecia ajută la lupta cu flăcările. Italia și Franța vor trimite de asemenea două avioane de pompieri și câte o echipă pentru a ajuta Grecia.